Strada Speranței din orașul Florești este închisă, deoarece aici sunt întoi lucrări de reparație. După ce a fost scos stratul vechi, drumul a fost nivelat, iar de dimineață muncitorii montau bordurile. Pe șantier l-am găsit și pe primarul orașului, care a venit să vadă cum decurg lucrările. Iurie Gangan spune că Strada Speranței este una dintre cele mai deteriorate artere de circulație din oraș. Ne aflăm pe Strada Speranței, unde au demarat lucrările de reparație a străzii, care exact nu o să vă dau, nu a fost reparat de mult timp. Este o stradă importantă, unește strada Porumbescu cu Ștefan cel Mare, unde se află și instituția publică, Casa de Cultură a orașului Florești. Strada va fi practic reparație capitală, va fi asfaltată, beton asfaltic. Strada n-a fost populată, așa că din motivul deteriorării, dar cred că o să fie populată, că aici se poate de... Noi, într-o măsură oricare, descărcăm strada principală Ștefan cel Mare. Această femeie spune că circulă destul de des pe această stradă. Din cauza grupilor, mersul pe jos era nevoios atât pentru ea, cât și pentru feciorul ei, care suferă de probleme locomotorii. Nu s-a reparat de când eu eram fată mic. Eu trăiesc în departe aici. Și pe strada asta, ea tot este o bucățică. Și tare noi dorim, când i-a făcut apă canal, ne-a tras trasa, iată bine că m-a suprit. Armata Roșie. Sfășesc periulcul și ala o bucățică, 3 metri. Bucurie mare că am băietul bolnav cu piciorul și probleme și cu transportul și probleme și așa de blat cu picioare. Probleme cu transportul ăsta. A treia strică, de vale vin pe drumul ăsta și din deal tot pe drumul ăsta. Era necesar, clar era necesar. Era praf, râs, era muia, sunt stărâni, și mai frumos. Suntem în centrul orașului, ești normal că e bine. Da. S-ar păstra numai viteza, deamă, să nu depășați viteza. Arăta îngust, era urât, mai frumos și ăla, bravo. Era cu grob de model cel vechi la Uniunea Sovietică, dacă nu mă greșesc. Acum, da, renovat, am văzut acolo săpat și canalul pentru apă. Bravo primăriei. Potrivit muncitorilor, lucrările decurg în regim normal, fără careva abateri. A să finalizăm montarea bordurilor și sperăm că firma vom face toate calculele și vom pune și pietrișul și amândouă staturi de asfalt. Noi sperăm să finalizăm în cursul o două săptămâni. Lucrările le facem destul de bine și la timp. Autoritățile de la Florești susțin că au fost demarate mai multe lucrări de reparație a drumurilor din oraș. Procedura de licitație a cuprins 3 străzi, Speranței și o să fie Renașteri din regiunea monumentului unde este avionul până la cimitirul de la Eminescu. Și de asemenea o să fie reparată o porțiune a străzii Macarenco. Pe data de 16 a avut loc încă o licitație unde va intra iarăși o bună porțiune de reparație a drumurilor. O să se repare drumul Dragoș-Vodă 8 martie, tot în beton asfaltic o să fie. E o stradă tot deteriorată și o să fie reparat cartierul din Bulevardul Victoriei, regiunea Asito, reparația terenului de joacă, instalarea pentru uscarea rufilor și drumul o să fie asfaltat. Dacă să vorbim de astea două licitații, în jur de 10 milioane. Banii sunt, o parte cea mai mare este din bugetul local, dar în această sumă intră și fondul rutier undeva 3 milioane jumate. Pe lângă drumuri, lucrări de construcție sunt desfășurate și la stația de epurare, dar și la stadionul orășenesc. Este în derulare construcția stației de epurare în orașul Florești, o stație începută de la zero, este nouă. Sperăm că în anul 23 o să fie finalizată. De asemenea, merg lucrări la stadionul orășenesc, unde am beneficiat de sursă de la proiectul Satul European în sumă de în jur de 6 milioane să face supraetajarea clădirii administrative stadionului Orșenesc. Lucrările de reparație de pe strada Speranței din orașul Florești vor fi finalizate, potrivit muncitorilor, în circa 2 săptămâni.